Din cauza precipitațiilor căzute în ultimele zile, mai multe gospodării și locuințe au fost afectate de inundații. Situațiile cele mai dificile au fost întâlnite în localitățile Drăgănești, Vlașca, Orbeasca de Sus, Videle, Botoroaga, Gratia, Peribroșteni și Frăsinet, unde apa a pătruns atât în gospodăriile cetățenilor, cât și în mai multe locuințe. În localitatea Drăgănești, Vlașca, circulația a fost îngreunată de apa trecută peste carosabil pe drumul județean 503 și pe drumul european 70, traficul în zonă fiind fluidizat cu ajutorul echipajelor de poliție. În urma precipitațiilor abundente înregistrate în cursul nopții trecute, mai multe gospodării și locuințe din județ au fost afectate de inundații. Pentru evacuarea apei, alături de autoritățile locale și cele ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, au acționat peste 150 de pompieri cu mijloace tehnice specifice, constând în motopompe transportabile, motopompe remorcabile, camioane și autospeciale de lucru cu apă și spumă. Situațiile cele mai dificile au fost întâlnite în localitățile Drăgănești, Vlașca, Orbeasca de Sus, Videle, Botoroaga, Gratia, Peribroșteni și Frăsinet, unde a pătruns apa atât în gospodăriile cetățenești, cât și în mai multe locuințe. Conform datelor furnizate de poliția Telorman, în localitatea Drăgănești, Vlașca, pe drumul județean 503 spre Videle, apa a pătruns pe carosabil, fiind de aproximativ 30 de centimetri pe o distanță de 100 de metri. Iar pe drumul național 6, tot în aceeași localitate unde ne aflăm și noi în acest moment, la intersecția cu drumul județean 503, apa este de 10 centimetri pe o distanță de 50 de metri, cotele apelor fiind în continuă creștere. Polițiștii rutieri sunt prezenți la fața locului pentru a asigura fluidizarea traficului rutier. În prezent, circulația se desfășoară normal în astfel de condiții, iar în eventualitatea în care apele vor acoperi și mai mult partea carosabilă, se va lua decizia restricționării sau devierii drumurilor. Având în vedere că există riscul producerii unor inundații locale pentru perioada următoare, pompierii vin cu o serie de recomandări. Curățați șanțurile și rigolele de scurgere pentru a permite evacuarea apelor pluviale. Cetățenii să nu arunce la întâmplare gunoaiele menajere și resturile vegetale în albile apelor curgătoare sau în șanțurile canalele de colectare a apei. Urmăriți cu atenție evoluția situației hidrologice din zona dumneavoastră și avertizările autorităților. Ascultați recomandările autorităților locale și județene privind modul de comportare premergător pe timpul după producerea inundațiilor. Construiți bariere pentru a opri pătrunderea apei în casă în caz de inundație. În cazul unei situații de urgență reală, anunțați de îndată evenimentul pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112.